Cine a avut vreodată frica că a murit pentru un sunt? Eu am avut. Ok, e o chestie foarte populară, o experiență foarte populară. Eu când eram adolescent, dormeam noaptea în pat și Satana venea și punea cuvinte de înjurătură împotriva Duhului Sfânt. Apeleam, așa, iurea, fără niciun fel, nu eram credincios. Și am zis, bă, n-are sens să mă mai chinu de azi înainte, Biblia spune că o gură împotriva Duhului Sfânt nu se poate ierta. Ce sens are să-mi bat capul cu o chestie? Biblia spune clar, eu cred promisiunea lui Dumnezeu că am murit pentru Duhul Sfânt și nu mai sunt iertat. Așa că trăiesc viața cum pot să-mi o trăiesc. Este o ispită a diavolului, da? Acum, dacă citiți în Biblie, e un singur eveniment în care acest păcat este precizat. Un singur eveniment. Domnul Iisus Hristos vindecă un mut și un orb, dacă nu mă știu, da, îl vindecă. Fariseii stau acolo și spun, ok, bă, vindecarea asta e incontestabilă. Deci nu putem deca. Dar el a scos dracul din el, pentru că ăla era oșunut din cauza unui drac care locuia. A scos dracul din el puterea diavolului. Acum acolo avem de-a face cu o situație unică. Este Domnul Iisus Hristos în persoană, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, încarnat, întrupat. O perioadă unică în istorie, 3 ani și jumătate, din câte credem noi, 3 ani și jumătate când a manifestat niște miracole unice în istoria omenirii. Deci toți pseudo-vindecătorii ăștia de azi care zic că fac vindecări, să aducă un om fără picioare și să facă că eu cresc cu picioarele la loc. Nu există așa ceva. Dom'le, când i-a crescut lui ăla una și tu spui că n-a fost vindecare, trebuie să fii prost. Deci atâta, n-ai mix nicio altă variantă, da? Sau să fii ca farisei și să fii mânat într-o asemenea măsură de Duhul Diavolului, încât să spui că el a scos sau a făcut vindecarea aceea cu puterea Diavolului. Deci, unul, păcatul putea fi făcut doar în prezența Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. Doi, păcatul acesta putea fi făcut când era vorba de un miracol incontestabil. Păi zice, m-am văzut, ce? Îl doare stomacul, m-am văzut. Nu mai doare stomacul. Cine poate verifica că el nu mai doare stomacul? Sau că el a dus mai înainte stomacul? Sau că nu e o vindecare din asta cu efect placebo, da? Ți-ai dea nouă pastile mama când eram mici, calciu, din asta, sau nu știu ce, vitamina C, când ne pereau măsirul și ne treceam măseaua. Știi? Noi de vreau vreau să stăm lângă mama să fim giugiuliți, dar era o chestie de minte, da? Ne vindeca mama cu vitamina C sau cu apă chiar. Deci, cine poate testa lucrul ăsta? Dar în cazul ăla, miracolul era evident. Este o lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o în fața evreilor, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, miracole evidente, pe care oamenii aceștia le negau. Pe care le negau în sensul surselor. Nu ziceau că miracolul nu s-a făcut, ci că miracolul s-a făcut cu puterea diavolului. Și Domnul explică și logica la un moment dat. Dar cum să dezbine diavolul pe el însuși? Scoate dracul pe dracul. Ce minte trebuie să ai ca să spui lucrul ăsta? Și fii voștri cu cine scoate. Da? Ăsta este păcatul. Din punct de vedere, păcatul putea fi făcut în prezența Domnului Iisus Hristos întrupat. Când existau dovezi incontestabile ale lucrării sale supranaturale și oamenii negau lucrul acesta. Și oamenii negau lucrul acesta nu pentru că nu aveau toate dovezile, ci pentru că erau răuvoitori. N-are nicio treabă că ți-o venit în minte nu știu ce lucruri pe care ți l-a pus Satana sau că ai spus tu niște lucruri. Deci nu are nicio treabă. Oamenii care au bajocorit pe Dumnezeu și așa mai departe. Și oamenii au sfântul la pocăiți sau... Nu. Oameni? Da, acum, întrebarea dacă se mai puteau pocăi. Acum e prea târziu ca să ne... Într-un fel... Da, părerea mea este că nu se puteau pocăi în ce sens. În sensul că au ajuns la punctul acela de împietrire în care Dumnezeu i-a lăsat în voia minților. Deci i-a lăsat pur și simplu Dumnezeu, i-a lăsat să meargă în pietrirea lor până la capăt. Și-au mers. Și-au mers. Deși vedem în faptul apostolului spune Scriptura că mulții de preoți se întorceau la Domnul. Probabil că nu care nu au pornit Duhul Sfânt. Nu? Dar acum, pentru că nu există reîncarnare, la vreodul din trei ca să